Dacă n-am fost așa cum ți-ai dorit, nu căuta în vina mea răspunsul. Mi-e martor Dumnezeu că te-am iubit, dar mi-am ascuns și lacrimi și plânsul. Prea multe rugăminți neîmplinite, trezesc acum regretele târzii. Ai să înțelegi durerea de părinte, când o să ai la rândul tău copii. Îmi caut, printre gânduri, vindecare. Azi să mă ierți povară dacă-ți sun. Doar grijile îmi rătăce explicarea. S-au suns cu toate în părul meu cărun. Când am să mor, să n-ai păreri de rău. Tot mamă țin de noi fi în viață. Te-ai căuta prin nopți, în visul tău. Să-ți mai aduc o vorbă, o povață. Pe spinarea unui bivol, mare, negru, fioros, se plimba o coțofană, când în sus și când în jos. Un cățel trecând pe acolo, se opri mirat în loc. Ah, ce mare dobitoc! Nu-l credeam atât de prost. Să ia în spate pe oricine? Ia, stai frate, că e rost. Să mă plimbești și pe mine. Fugetând așa, se trage, îndărât să-și facă vânt. Se pitește la pământ și deodată zdup îi sare bivolul în spinare. Ce s-a întâmplat pe urmă nu e greu de închipuit. Apuca cam fără veste, bivolul a tresărit. Dar i-a fost destul o clipă să se scuture și apoi să răstoarne, să le încoarne și cât colo să-l arunce ca pe o zdreanță în trifoi. Ce-ai gândit tu oare, javră? Au crezut ai că sunt mort? Coțofana treacă meargă, pe spinare o suport, că mă apără de muște, de țânțar și de tăuni și de alte spurcăciuni. Pe când tu, pătaie proastă, cam ce slujbă poți să-mi faci? Nu mi-ar fi rușine mie de viței și de malaci? Bivol mare și puternic, gospodar cu greutate, să te car degeaba în spate? Te-a mințit cine ți-a spus că există timp obiectiv? Mintea lui orgolioasă i-a spus cu bună știință adevăr. Timpul este o invenție a sufletului omenesc pe care mintea a furat-o subtil, fără niciun drept de autor. Este important să nu-ți călăuzești niciodată pașii pe muchia timpului, să nu ți se despartă sufletul în două. Trupul, cel nerăbdător, iar trecerii timpului, fals indicator, căruia mintea ta îi dă nepermis de multă crezare, rotindu-i clipele cu nepăsare. Cu adevărat, doar sufletul trăsare, căci timpul e iubire și drumul spre iertare. Inițial, pentru această probă, am dorit să caut un text scris de altcineva, de preferat un scriitor cât mai bun. Iar apoi am recitit regulamentul. Povestirea unei întâmplări din viața candidatului. Povestirea unei întâmplări din viața candidatului. Wow! Cred că asta reprezintă ceva măreț. Într-o lume în care oamenii nu mai au răbdare să se asculte pe ei înșiși, dar în minte pe alții, cineva este interesat să asculte o povestire din viața mea. Atunci m-a cuprins un sentiment ciudat. Ce era acel sentiment? Sau despre ce era acel sentiment? Era despre responsabilitate. Despre responsabilitatea de a fi sinceră. Sinceră față de dumneavoastră, dar totodată sinceră față de mine însă. Dacă vă mințeam, de fapt, mă mințeam pe mine însă. Iar eu nu vreau să mă mint pe mine însă. Eu vreau să mă fac actriță. Iar actoria nu înseamnă de a-i minți pe spectatori. Asta o știu de la domnul meu învățător. Domnul ne repeta mereu asta când pregăteam serbările școlare în clasele primare. Se purta cu noi de parcă nici n-am fi fost copii. Da, domnul se purta cu noi de parcă am fi fost actori adevărați, oameni mari. Ce simplu era atunci să fiu sinceră. De aceea astăzi
am ales să fac acest exercițiu. Un exercițiu mai dificil, dar mai corect. Exercițiul de sinceritate. O întâmplare din viața mea? M-am revoltat atunci când mi-au închis școala. Da, inițial m-am revoltat atunci când mi-au închis școala. Dacă eram mai mică, poate că m-aș fi bucurat dacă mi-ar fi închis școala. Dar acum, în clasa 8-a, nu m-am bucurat că mi-au închis școala. Wow! Parcă sunt un adult. Deși știu bine că nu sunt un adult, poate, sufletește, sunt un adult. Știam că trebuie să mă pregătesc. Știam că vine examenul. Cum să mă bucur că mi-au închis școala? Da, pentru siguranță, desigur. Am văzut în lumea de azi cât de siguri suntem noi. Tot mai siguri, tot mai singuri, de fapt. Noroc cu orele astea online. Vorba vine noroc. N-o să fie niciodată același lucru cu școala adevărată. E ca și cum te-ai uita la teatru la televizor. Bineînțeles că nu este același lucru cu magia sălii în care se naște piesa de teatru adevărată. Cu actorii adevărați. Cu oamenii adevărați. Dacă mi-a fost frică cu infectarea de coronavirus? Nu, nu mi-a fost. Deși asta m-a băgat într-o dilemă. Sunt ciudată sau poate chiar inconștientă? Și totuși eu cred că sunt cu totul și cu totul normală. Înțeleg să fiu vigilentă. Înțeleg să mă protejez. Dar de ce să-mi fie frică? Am citit undeva că frica dezactivează sistemul imunitar pentru câteva ore bune. Oare oamenii cărora le este frică au fost vreodată la Mărășești? La mausoleul eroilor neamului? Eu am fost. Domnul ne spunea mereu că eroii nu sunt mari pentru că nu le era frică, ci pentru că eroii și-au învins frica. Asta da victorie. Da, ziua aceea, 11 martie. Apoi școala s-a oprit. Parcă școala înșiși absenta de la rostul ei fundamental. Și tuturor li se părea ceva normal. Wow! Școala înșiși absenta de la rostul ei fundamental și tuturor li se pare ceva normal. Am putea numi asta o apocalipsă? Nu știu. Poate că exagerez. Nu am fost întotdeauna o elevă conștiincioasă. Deși, cred că de cele mai multe ori am fost. În clasele primare, domnul era foarte pasionat. Și cred că am prins acolo câteva deprinderi foarte importante și valoroase. Totuși, nu m-am gândit niciodată la rostul școlii după ce aceasta deodată s-a oprit din viața mea. A noastră. Înțeleg măsurile. Înțeleg, dar totuși mi-e teamă că oamenii ar putea uita ideile principale. Norme peste norme de igienă, de autobuze, de distanțare socială și totuși mă tem că oamenii ar putea uita ideile principale din textul vieții. Ideile principale sunt simple, ca o hartă care te ghidează. Bineînțeles că mai ai nevoie și de o busolă. Școala, învățarea, teatrul, viața, iată busola. Acum înțeleg. Aceasta nu este neapărat o probă de examen sau nu este numai o probă de examen sau nu este în primul rând o probă de examen. Este o oglindă. În această probă m-am aprofundat
pe mine însă. Iar pentru asta vă mulțumesc. Simțiți? Spuneți-mi că măcar voi simțiți. Spuneți-mi! Este toamnă. Mereu este toamnă. Doamne, îmi simt traia sfârșiată de frunzele ei, de fiecare strop de ploaie. Îmi tremură oasele, iar unghiile picioarelor sângerează. Zi după zi, același vânt îmi îngrăsează buzele și pielea. Nu mai am nici salivă. Mă priviți ciudat. Eu nu pot să înțeleg. Chiar și acum, acum când am venit aici, la voi, copiii mă ocolau, părinților îi trăgeau de mână, îi îndepărtau de mine. Până și bătrâna ce ședea pe bancă m-a privit astfel. Am simțit teama din ochii ei. Uneori au trecători spunând, este nebună. Iar apoi toți întorc capul în altă parte, oriunde, doar să nu fie o parte din acel decor. Știți? Uneori mi se face dor de acel sanatoriu. Nu puteam părăsi terenul uscat, dar totuși eram acasă. Aveam voie să scriu, să pictez și să privesc apusul. Fumam sub acești cerceași ce ușurtea poezii și puteam să ascult Mozart doar prin spre lună. Uneori mă găseam în fața șemineului cu azi pacinți și ne priveam fără să spunem un cuvânt. Așteptam să vină asistenta să ne separe. Niciodată nu am știut de ce mergeam în fiecare seară, în același loc, în aceeași liniște de mormânt. Niciodată, până m-a eliberat. Atunci am revenit printre voi, m-am prăvălit prin acele păduri precum un bolovan. Am căzut prin râpe și m-am prăbușit în lumea voastră. Uneori mi-aduceam aminte de acest teren, însă era privit prin ochelari murdari. Atât de murdari încât imaginea era atât de clară. Și ce am simțit că m-am izbit de ceșitorii din gară? Am simțit teamă, atât de multă teamă. Dar și ce am simțit că m-am izbit de străinii ce cărau valize? Când m-am izbit de voi? Am simțit dezgust. Am simțit o adire a vântului. O adire putrezită. Vă necați moci la monotonie și mă numiți nebună? Voi mă numiți nebună pe mine? Ah, iar am simțit și cum vene. Nu mai au de mult pasile, doar așa și mă gândesc la... Mi-e atât de dor de ochii lui verzi, de ridurile ce-i traversau chipul, de umerii lui. Era suflet învelit cu carne, era sânge din sângele meu, era iubitul meu. Puteam simți apa rece de izvor cum-i traversată măduva oaselor. Era mereu în același loc? Știți unde îl vedeam? Nu știți. Nu ați avea de unde să știți. Sunteți atât de umani? Îl vedeam în beznă. Răsărea din umbra sejarului lui îmbrăcat într-o cămașă albă de noapte. Era desculț. Iar eu eram în camera mea încuiată. Știți? Mereu mă ocam când le spuneam că trebuie să ajung la el. Că trebuie să-i cuprind mâinile. Că trebuie să-l miros. Oh, trebuie. El se uita la mine. Nu se mișca. Nici măcar nu clipea. Mă lăsa să-l admir, iar eu întemnițam fiecare imagine, fiecare gest de-a lui, aici, în sufletul meu. Mă reclădeam din el, până într-o zi. Am crăpat seasta asistentei cu bolovanul, pe care am ascuns-o sub pijamale, aici, chiar aici. Ușa era descuiată, am ieșit și am alergat. Am alergat pe acele horuri reci până am ajuns lângă el. Am inhalat praf negru de cenușă, atât de umed. Apoi am întins mâna spre chipul lui alb și am clipit. Am zbirat până am scuipat tot sângele din mine peste acele frunze aurii. A rămas doar un covor de frunze bolnave, un trunchi imens de copac scopit de insecte. Au trecut 4 ani și am plecat. Acum sunt printre voi. Eu, o nebună ce vedea fantasme. Știți? Încă îl mai văd. Aici, în mine. Sunt doar o replică ieftină a sufletului mort. Vezi de argint și de petale,
Cuibul tău e sus pe creste, răsătam popoar în cale. Mai frumos ca într-o poveste, răsătam popoar în cale. Mai frumos ca într-o poveste, tu floare de colț, minune sub bolți, fragedă stea, iubita mea. Tu floare de colț, minune sub bolți, fragedă stea, iubita mea. Floare nisă-n vâr de stâncă, mai presus de nori și stele. Cine oare să te ajungă, numai dorurile mele? Cine oare să te ajungă, numai dorurile mele? Tu floare de colț, minune sub bolți, fragedă stea, iubita mea. Tu floare de colț, minune sub bolți, fragedă stea, iubita mea. Floare de lumină vie, zâmbet cald de dimineață, te aștept de o veșnicie, te întâlnesc odată în viață. Te aștept de o veșnicie, te întâlnesc odată în viață. Tu floare de colț, minune sub bolți, fragedă stea, iubita mea. Tu floare de colț, minune sub bolți, fragedă stea, iubita mea.